Pentru ce ați votat? Am votat cu o echipă de oameni competenți, o echipă de patrioți care să apere interesele României în Uniunea Europeană. Echipa cu care am votat nu o să voteze niciodată împotriva României, cum s-a întâmplat în trecut când adversarii noștri politici au votat rezoluția împotriva României. Consider că toată lumea trebuie să meargă la vot și să voteze o echipă, cum spuneam, de oameni competenți care a venit cu proiecte, cu măsuri concrete pentru ca românii să trăiască mai bine. Ce părere aveți legat de prezență, că a stat la coadă? Sunt foarte mulți oameni care au venit să voteze. Au murit oameni la Revoluție pentru ca noi să ne bucurăm de acest drept și este îmbucurător faptul că oamenii își exercită acest drept care trebuie menținut cu orice preț și într-un viitor. Okay.